Bună seara și bine v-am regăsit la E vremea ta. Urmăriți emisiunea care va aduce informații la zi despre fenomene meteo, ecologie, evenimente din țară și din lume. Rămâneți alături de noi în următoarele 12 minute. Vom afla ultimele știri de pe glob. Vom vorbi despre brazi în cadrul rubricii de horticultură și ca în fiecare zi de vineri vom vedea cum se anunță vremea săptămâna viitoare. În plină desfășurare, conferința climatică din Emiratele Arabe începe deja să-și arate roadele. Peste 57 de miliarde de dolari vor fi alocați prin diferite fonduri și programe mondiale pentru combaterea schimbărilor climatice. Potrivit unor cercetări publicate recent, peste 5 milioane de oameni mor anual din cauza poluării provocate de combustibilii fosili. În cadrul COP28, experții au afirmat că până în 2050 trebuie să folosim cu măcar 50% mai puține hidrocarburi, iar cel mai poluant combustibil, cărbunele, trebuie scos complet din mixul energetic. Este pentru prima dată când mari poluanți, ca Statele Unite ale Americii, își asumă, cel puțin la nivel declarativ, măsuri concrete în acest sens. Plus voința politică de a face ceva. Cel puțin 120 de țări, printre care și România, au semnat o declarație prin care își asumă creșterea finanțării pentru unele programe de sănătate, dar declarația nu menționează combustibilii fosili. Marii producători de petrol, printre care chiar gazdele, Emiratele Arabe Unite, nu vor să își reducă producția, ci promit să o facă mai ecologică, limitând drastic emisiile de gaz metan. Pentru activiștii de mediu, cercetători și specialiști, toate acestea sunt ocolite ale principalei probleme. Omenirea trebuie să renunțe cât mai curând la hidrocarburi. Vorbim acum despre evoluția vremii la noi în țară. Așadar, la noapte cerul va fi parțial noros și local se va forma ceață. Vor mai fi precipitații slabe, mixte, numai prin Dobrogea. Vântul va depăși viteze moderate în sud-estul țării, iar minimele se vor situa, în general, între minus 8 grade și plus 1 grad Celsius. De mâine, temperaturile încep să crească ușor în cea mai mare parte a țării. Atmosfera se anunță însorită la munte, iar în zonele joase de relief, ziua începe cu ceață. Cu totul izolat, mai poate să fulguiască. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în sud-est, iar în Dobrogea se pot atinge 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 grade Celsius. În București, noaptea se anunță mohorâtă cu precipitații puține, dimineața minus 1 grad. Mâine nu prea apar schimbări notabile. Soarele va fi scump la vedere, norii vor fi numeroși și nu este exclus să burnițeze. La amiază vom avea în jur de 4 grade Celsius. La munte, vremea se anunță frumoasă, cu cer variabil și vânt domol. În aer vom avea 3 grade în Sinaia și în Stâna de Vale, 4 grade în Păltiniș. În decembrie, cu toții căutăm să achiziționăm bradul perfect. Oferte sunt cu nemiluita, fie că îi preferați pe cei artificiali, fie că doriți brazi în ghiveci sau unii dintre cei tăiați. Bugetul joacă, desigur, rolul principal. Dacă nu ar exista Crăciunul, nu ar exista nici brăduții din ghivece, pentru că aceștia sunt plantați special pentru sărbătorile de iarnă. Prețul lor pornește de la 130 de lei, iar cei tăiați costă de la 40 la 300 de lei. Și în acest an, piețele, pepinierele și parcările supermarketurilor sunt locurile în care găsiți brazi pe alese. Unii au fost aduși din Danemarca sau din Finlanda, iar prețurile acestora încep de la 90 de lei. Există și companii care livrează brazii direct acasă. Pomii nu sunt însăcărați cu sania lui Moș Crăciun, ci cu duba, de unde clienții își pot alege brazii preferați. În magazine, prețul unui brad artificial pleacă de la câteva sute de lei și ajunge la câteva mii de lei, iar în ceea ce privește decorațiunile, globurile sau luminițele, ofertele sunt nenumărate. Ca în fiecare seară de vineri, meteorologul Mihai Hușciu ne spune cum va fi vremea săptămâna viitoare. Avem parte de un debut calendaristic de iarnă cu temperaturi scăzute și chiar ninsori. A nins inclusiv în capitală și s-a depus strat de zăpadă. A nins în toată Moldova și în estul Transilvaniei. Și tot continentul și mai ales partea centrală a continentului, desigur și partea răsăriteană și nordică, au parte de iarnă aspră acum la început de decembrie, cu temperaturi scăzute sub limita gerului și ninsori abundente. Deasupra câmpii ruse s-a instalat deja o masă de aer foarte rece, ce determină temperaturii foarte coborâte,
temperaturi și sub minus 30 de grade. Practic, suntem sub influența acestei mase de aer rece dinspre partea răsăriteană a continentului, de aceea, la acest final de săptămână, încă avem temperaturi coborâte, în special în partea estică, sud-estică a țării noastre, unde nici la amiază temperaturile nu trec peste limita de îngheț. Așadar, o vreme destul de rece, însă ameliorată în ceea ce privește evoluția fenomenelor, însă vom vorbi de inversiune termică la acest final de săptămână, condiții de stabilitate de regim anticiclonic, regim în care vom vorbi de o vreme ce va deveni însorită la munte și în încălzire ușoară, în schimb în zonele joase de relief va stagna aerul rece și dens și vom avea temperaturi scăzute, doar ușor peste limita de îngheț. Iar această inversiune termică se va asocia cu destul de multă ceață, nebulozitate stratiformă și condiții pentru burniță, ceva de pune și polei. În seara zilei de duminică, duminică spre luni, primele precipitații slabe cantitativ mixte apar în partea de vest-nord-vest a țării izolat prin centru. Iar săptămâna viitoare, așa cum am menționat, ne vom afla sub influența acestor cicloni ce vin dinspre Atlantic, se extind până către nordul Italiei și abordează și țara noastră. Dacă la început luni și marți precipitațiile peste zi în aceste 2 zile sunt destul de slabe, prezente pe vestul, centru și nordul țării, din seara zilei de marți și mai ales miercuri și joi, așteptăm precipitații generalizate la scara întregii țări, din nou cantități ce ar putea să fie însemnate pe partea de vest, nord-vest, pe centru, pe la munte, peste 20-30 de litri pe metru pătrat, miercuri și joi în aceste zone. Iar undeva joi, probabilitatea de precipitații va fi ridicată și în partea de sud a teritoriului și chiar vineri. Iar spre weekend, precipitațiile ar urma să înceteze sau să fie pe arii mai restrânse. Sub aspect termic, vremea se încălzește simțitor, mai ales în sud-vestul și sudul țării, unde temperaturile ar putea depăși 10 grade prin vestul, sudul Oltenii, prin lunca Dunării, așadar o vreme mai, ce devine mai caldă săptămâna viitoare. În ansamblu, săptămâna va fi mai caldă, chiar și temperaturile minime cresc, vom ajunge la mijlocul săptămânii să avem temperaturi pozitive cam peste tot prin țară, urmând ca după ce ansamblu ciclonic va traversa țara, joi și vineri, spre weekend să pătrundă în spatele acestui ciclon o masă de aer rece și temperaturile să scadă din nou, practic să revenim la normal spre weekendul viitor. Tot despre brăduți vom vorbi și în cadrul rubricii de horticultură. În minutele următoare, Diana Zamfir Vâșcă ne va oferi mai multe amănunte despre cum putem îngriji aceste simboluri verzi ale Crăciunului. Într-o veche tradiție păgână, în decembrie, se ardea un buștean de brad în fața întregii familii. Bușteanul de brad era semnul forței și al solidarității, iar cenușa era aruncată pe câmp pentru recolte bogate. Nu se știe cu exactitate, din punct de vedere istoric, un anume moment în care s-a decorat un brad pentru sărbătorile de iarnă. În diferite culturi se întâlnește acest simbol. Din vechime, oamenii au crezut că plantele veșnic verzi aduc sănătate și sunt simbolul fertilității și al nemuririi. În evul mediu, la trecerea dintre ani, se împodobea un pom, iar în 24 decembrie era sărbătoarea lui Adam și a Evei. Iar ca simbol al acestei sărbători era pomul paradisului, un pom cu mere. Și în tradiția românească, de pe vremea dacilor, există bradul împodobit la nuntă sau la înmormântare. Bradul sau molidul sunt cele mai utilizate conifere cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Unii dintre noi împodobesc mai devreme, dar tradiția spune că bradul se împodobește în seara de ajun. Există o modă astăzi și anume bradul cultivat la ghiveci. Trebuie să știm că acești brăduți în perioada rece intră în repaus. Depinde de vreme, de la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie, intră într-un repaus vegetativ. Mutarea lui în spațiu încălzit perturbă cumva această perioadă și se recomandă să limităm la una, maxim 2 săptămâni, menținerea lui în camere încălzite. De asemenea, este bine să îl aclimatizăm, să treacă treptat de la exterior în spațiul interior. Iar în interior, să-l menținem departe de surse de căldură, în spații luminoase și să nu-l încărcăm cu foarte multe ornamente. La sfârșitul sărbătorilor de iarnă, brăduțul se despodobește și, cum spuneam, îl ducem înapoi afară, în spațiul exterior. Bine ar fi să-l plantăm, când vremea ne permite, într-un ochi al iernii,
într-o groapă deja pregătită. Pregătită din toamnă, când încă nu a înghețat pământul. Dacă nu am reușit să pregătim această groapă, când vremea ne va permite, este bine să-l plantăm. Și dacă bradul este gata, să ne pregătim și noi cum se cuvine de întâlnirea cu pruncul Iisus. Sărbători binecuvântate! S-au împlinit 150 de ani de când Viena a început să fie alimentată cu apă potabilă. Cu această ocazie, autoritățile austriece au dat în folosință o fântână aniversară care a costat 1,8 milioane de euro. Mulți vienezi s-au plâns de faptul că fântâna nu este deloc arătoasă, ba dimpotrivă. Însă, dincolo de aspectul inedit, grupul statuar creat pentru a aniversa 150 de ani de apă curentă în capitala Austriei simbolizează grija pe care ar trebui să o avem față de această resursă naturală, fără de care nu ar exista viață pe pământ. Pentru că apa nu este o marfă comună, ci o marfă moștenită, care trebuie protejată prin orice mijloace. Grupul statuar cu diametrul de 7,5 metri este format din 33 de figuri și împroașcă apă până la înălțimea de 6 metri. Doamnelor și domnilor, emisiunea E Vremea Ta a ajuns la final. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook sau pe YouTube. Sunt Cristina Soare și vă las acum să admirați imaginea zilei. Vă doresc o seară liniștită pe mâine!